Toată lumea este curioasă să afle biografia ta, de unde ești tu, cum ai apărut așa în peisajul public, să-i spun așa. Pentru că, practic, ai venit de la Moscova, în loc noi să te cunoaștem de aici, noi te cunoaștem din... de acolo. M-am născut în Frâncești. Așa. De aici pot să încep. Am fost o fată absolut simplă, am învățat într-o școală în Frâncești și începând cu clasa 6, deja ne-am mutat cu traiul la Chișinău, în capitală. Aici m-am terminat liceu Gaudeamus, clasa rusă de fizică și matematică și am decis să plec în Moscova, la Universitatea de stat Lomonosov. Asta a fost așa, asta n-a fost planificat de mult timp. Cine a decis? Eu. Tu de ce să pleci la Moscova? Eu. Am decis cum? Eu am fost în clasa 12 la un concurs internațional de cercetări și am participat acolo cu o cercetare despre cum influențează metodele de hipnoză asupra tineretului și mai departe. Și am ocupat locul 2. Am făcut scrie ceva la lucrare? Da, asta a fost o cercetare. Am trăit împreună, mama a divorțat când aveam 4 ani, trăiam numai cu mama. Mama e din Soroca. Da, mama moldoveancă din Soroca. Tata tot moldovean, da? Tata moldovean din Hâncești. Și eu tot moldoveancă, dar vorbitoare de limba rusă. Asta așa s-a primit. Așa era perioada. Așa era perioada. Mama a rămas singură. Și mama învățat acum, în ultimii ani sau cum? Ok, mergeam la țară acolo, când odată în an mergeam la țară și vorbeam cu copiii la țară română. Dar aici mai mult vorbeam în capitală, desigur, limba rusă. Mama, sigur, nu vrea că eu plec, o singură fică. Asta e normal că ea retraia, dar la mea familie întotdeauna a fost așa că eu luam decizie. Ea întotdeauna mă susținea, ea susținea decizia mea. Ea putea să spună care e opinia ei, dar niciodată nu spunea că trebuie să faci așa sau așa. Poate mediu de acolo? Foarte ușor, foarte ușor. Niciodată nu-l fac, că, de exemplu, la mine în grupă... La mine în grupă erau numai 4 străini. Erau încă un băiat din Ucraina, o fată din Kirghizia și încă cineva din Kazahstan. În ce an? 2002. Toți alții erau, sau din Rusia, majoritatea lor erau din Moscova, că facultatea asta era așa, populară între copii, oamenilor mai prosperioși. Obții o funcție pentru că tu erai foarte interesată de domeniu, ei te-au remarcat. Eu am fost invitată de ei. Știți, eu până acum niciodată n-am trimis CV-ul meu undeva, niciodată. Eu l-am pentru conferință unde eu merg și mi se cere CV-ul, dar ca să aplic la un job, niciodată n-am trimis. Eu am fost invitată, că atunci deja eu am fost cunoscută ca coordonator mișcării de tineret. Noi am făcut niște proiecte destul de remarcabile în Moscova și în spațiul ăsta de jurnaliști, de politicieni, de oameni din diferite NGO-uri, eu eram cunoscută. Mă simțeam mai mult așa, reprezentantă spațiului rusesc. Eu vorbeam limba rusă aici, voi înțelegeți ce e asta. Aveam prieteni ruși, cunoscuți ruși. Și de ce aici mai mult mă simțeam așa, rusoaică, cum se spune. Când am mers acolo, am înțeles că, doamne, eu sunt moldoveancă și nimic mai mult. Asta e când tu, nu știu, începi să trăiești într-un loc unde, nu știu, cu oameni de altă naționalitate și tu ești acolo străină. În Sibir, da? Da. Eu atunci am plecat cu așa sentimente. Pentru mine a plecat în Moscova singura șansă cumva ceva să primesc în viața asta. Asta era normal. Atunci era idiot, acela care avea șansă să plece din țară și nu pleca. Și care, de exemplu, plecând deja din țară, decidea să se întoarcă. Chiar așa a fost o perioadă. Și eu când învățam bine și credeam că am cunoștințe destule, am crezut că eu nu trebuie să fiu idiotă ca să rămân în țara asta. Atunci așa consideram, că trebuie să plec, ca să ajut familia mea. Pentru mine era scop să plec, ceva să câștig acolo, să primesc studii, să încep să lucrez și să ajut pe familia mea care a rămas aici. Mai erau moldoveni, mai erau
Eu știu că n-am cel când eu am intrat, era numai o singură fată care, moldoveancă, care a intrat în NGO și a intrat la contract. În timpul campaniei electorale de vară. Am întâlnit aici cu niște jurnaliști din de la niște canale federale din Moscova. Nu vă spun ce canale, că astea sunt foști colegii mei. Ei mi-au spus că noi stăm aici deja timp de 3 săptămâni. Au venit înainte cu 3-4 săptămâni, înainte de alegeri. Lucrau aici, în câmp. Se întâlneam în 90% cu comuniști sau cu sursele a comuniștilor. Făceau reportaje pentru Moscova și fiecare duminică apareau reportaje pe canale federale și moldovenii noștri care stau aici undeva în sat priveau știri din Moscova obiective, că ei nu sunt ei sunt un stat independent și de ce să fie cumva implicați în situația noastră internă. Cu sursele federale și cu mass media rusească mai mult lucrau comuniști. Și eu știu oameni care lucrau și lucrau așa, în mod permanent, se întâlneau, vorbeau și fiecare dată le trimiteau un mesaj că opoziția e susținută de România și e finanțată din România și următoarea zi după ce ei câștigă, uitați de Moldova, Moldova va veni parte din NATO și se va uni cu România. Asta era așa, un psihoz creat. Să spun ce a fost pe 7 aprilie, pe 6. Cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Eu, m-am trezit pe 6 aprilie și deja a fost știut că comuniștii primesc 98% atunci. 98% de voturi au fost socotite și era știut că primesc deja 60 sau 61 de mandate. Sigur că m-am tristat. Am sunat pe prietena mea, Lena. Am așa stat de vorbă. Ok, ce? Cătrafuțele... Cătrafuțele subiraem și păcăm bagajele și plecăm din țară. Ok, asta era așa glumă, dar chiar nu m-am tristat foarte tare. Și ne-am gândit că poate trebuie cumva să ne întâlnim într-un grup așa mai mare, să ne gândim ce să facem. A fost o idee să facem o acțiune așa publică, de tineret, de tineri făcută, că noi nu suntem de acord și cu așa rezultate. Noi chiar credeam că nu va veni mai mult de 300 de oameni și am scris câteva sute acolo în cerere. Și când am văzut ce a fost un șoc mare pentru noi toți. A fost. Ce a fost pe data de 7 este foarte greu de spus și eu pot să vă spun ce am văzut. Eu nu vreau să fac concluzii după ce am văzut, de exemplu, la televizor. Eu toată ziua am fost acolo pe piața mare de Dunării Naționale, dar nu în fața Parlamentului și administrației și președinței sale. Și pot să vă spun că, da, asta s-a văzut. Au fost mulți instigători. Și eu cred, după părerea mea, eu acum nu spun de cine au fost pregătiți acești instigători. Eu nu sunt procuratorul general ca să spun asta. Dar absolut evident că au fost oameni bine pregătiți, care știau ce să facă în mulțime și cum să facă așa că mulțime să procedeze într-un fel mai violent. Noi știm din istorie că cândva Hitler special a dat foc la Reichstag ca pe urmă să primească asta, legitimația ca să-și iei tot efectul. Da, da.